Bună seara, sunt Bogdan Stănescu și vă invit într-o călătorie de 50 de minute în lumea artelor și a evenimentelor culturale de care se pare că avem din ce în ce mai multă nevoie. Arta are harul de a transforma orice lucru banal într-un miracol, într-un spectacol. Uneori, marile drame au primit înțelesuri datorită artei, devenind lecții pentru umanitate. Descoperim semnificațiile istorice ale zilei de astăzi, aflăm ce cărți s-au lansat cu succes la Gaudeamus. Vedem ce au pregătit artiștii pentru ziua României și intrăm în universul celui mai nou și mai mare muzeu din capitală, Muzeul Imersiv al Noilor Arte, Mina. Începe Jurnalul Cultural. Astăzi e o zi plină de semnificații în calendarul cultural. Pe 27 noiembrie 1867 s-a născut Grigore Antipa, biolog, oceanolog și zoolog. A fost membru al Academiei Române și a reorganizat Muzeul de Istorie Naturală din Bucție, care azi îi poartă numele. Tot în această zi de 27 noiembrie, în urmă cu 138 de ani, s-a născut scriitorul Liviu Rebreanu. Cariera i-a fost încununată de funcția de președinte al societății români, apoi de cea de director al Teatrului Național din București. A editat și a condus revistele Mișcarea Literară, Gazeta Literară și România Literară. A fost membru al Cenaclului Zburătorul, iar în 1939 a devenit membru al Academiei Române. În această zi de final de toamnă, de noiembrie, teatrul românesc a fost îmbogățit prin nașterea actriței din Acocea. A profesat actoria în teatru și în film. A fost scriitoare, cronicar dramatic și pedagog de arta actorului. Timbrul unic al vocii ei emana eleganță și noblețe. 27 noiembrie este și ziua care marchează nașterea Ninei Casian. În 1940, după ce îi citise un caiet de versuri, Tudor Arghezi o numea talent incontestabil. Nina Casian a avut o carieră spectaculoasă, sinusoidală, a fost adulată, dar și criticată. A publicat 50 de volume de poezie, proză și eseuri. A scris poeme într-o limbă imaginară, în care muzicalitatea trece înaintea sensului, lăsând în suflet emoție fără înțeles. Poezia ei a fost pusă pe note în folk, rock și în muzica ușoară. A fost o emerită traducătoare, în special a scrierilor șexpiriene. Astăzi, 20... Spunem la mulți ani criticului și istoricului literar Nicolae Manolescu Profesor universitar, membru titular al Academiei Române Este președinte al Uniunii Scriitorilor din România Director al revistei România Literară Și semnatarul a peste 40 de volume de monografii, eseuri și istorie de, de critică și istorie literară La mulți ani, domnule Nicolae Manolescu Igor Bergler, cel mai vândut scriitor român din ultimii ani, s-a întâlnit cu cititorii la editura Litera în cadrul târgului Gaudeamus. A lansat romanul grafic Biblia pierdută, ilustrat de Sorin Sorășan, dar și cronicile nesăbuinței care doboară recordurile de precomenzi. După succesul răsunător al edițiilor tipărite în peste 35 de țări, cineastul și scriitorul Igor Bergler aduce publicului povestea lui Charles Baker din Biblia pierdută într-o formă nouă, cea de roman grafic. Ilustrațiile lui Sorin Sorășan, cu un puternic impact vizual, prezintă personajele și aventurile acestora într-un mod atractiv, dinamic și atât cititorii, pasionați ai inegalabilului scriitor, cât și iubitorii de bandă de senată vor fi captivați de rezultatul acestei colaborări inedite. A fost primul mare bestseller românesc după Revoluție, adevărat, a trecut de 300.000 de exemplare și acum am scos exemplarul, o premieră națională, am scos romanul grafic care arată într-un mare fel și se pare să fie vedeta târgului de până acum. Sunt țări, cum sunt Statele Unite, cum e Franța, cum e Italia, unde banda de senată, zicem așa, romanul grafic bate cărțile și nu de acum, ci de 100 de ani încoace. În România nu există tradiția asta, așa că ne-am gândit să înființăm tradiția asta și să ajungem la un public mai tânăr, care poate nu mai are timp să citească cartea sau, după ce a văzut banda de senată, se îndreaptă și spre cartea scrisă. Eu meeting după părerea mea inteligentă și chiar dacă acum piața e în formare, eu cred că pe viitor o să câștigăm și piața asta. Cronicele Năsăbuinței este o carte intermediară din seria Charles Baker și a apărut datorită insistențelor în continuă creștere ale fanilor a ceea ce este până acum o trilogie. Biblia pierdută, testamentul lui Abraham și minciuna lui Michelangelo, catedrala în flăcări. Autorul crede că cititorii care iubesc cărțile sale se împart în trei categorii. Cei cărora le place doar partea de thriller, cei care sunt fascinați doar de istoria reală pe care o găsim în cărți, sau cei care apreciază întregul pachet. Cronicele nesăbuinței se adresează cititorilor interesați de fapte și mai puțin de partea de ficțiune. Cartea prezintă fragmente din dialogurile pe care le poartă diverse personaje despre temele cele mai interesante din cele trei cărți ale seriei, grupate tematic și în ordinea cronologică a evenimentelor și nu în ordinea în care apare în romane. Dacă încă nu ați vizitat Muzeul Imersiv al Noilor Arte din București, e momentul să o faceți. Deschis anul acesta în august în clădirea primei fabrici de calculatoare românești, de pe strada George Constantinescu 24, este cel mai mare centru de New Media Art din Europa de Sud-Est. Muzeul lansează în luna decembrie spectacolul Micul Prinț, Povestea unei prietenii. E o producție multimedia captivantă în care actorii se întâlnesc cu personaje animate. Spectatorul e purtat în lumea fascinantă a iubirii și a prieteniei imaginate de scriitorul Antoine de saint exupéry și publicate pentru prima dată în 1940. Este o carte de referință a literaturii mondiale, milioane de exemplare. Vorbește despre prietenie ca forma cea mai nobilă de iubire, o forță universală capabilă să schimbe lumea. Piesa e realizată de Illusionist Digital Art Studio, o echipă de artiști interdisciplinari de New Media Art din Turcia, premiați la nivel internațional. Vom afla mai multe despre Muzeul Imersiv al Noilor Arte și despre acest spectacol deosebit de la Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu, fondatoarele muzeului. Sărut mâna! Ce text lung! <laughs> Bună seara! Dar am, am spus găsit. multe despre muzeul pe care voi l-ați fondat și care pare... Ce vrei să-mi zici? Că tot ce trebuie să mai faceți să veniți la noi. Asta fără discuție, dar stai un pic, până să ajungem acolo, suntem aici, am înțeles că e cel mai mare muzeu din sud-estul Europei, cel mai mare centru de felul acesta. Povestiți-mi un pic, cum v-a venit ideea să fondați un muzeu? Nici mai mult, nici mai puțin, un muzeu. Este un parcurs lung Așa. de la expoziții de New Media Art, adică de artă care îmbină tehnologia și vorbim despre tehnologii emergente, poate ar trebui să spunem puțin că e vorba despre proiecții, despre sigur, realitatea sigur, augmentată, realitate virtuală. Uh, noi de șase ani cu One Night Gallery Chiar aproape șapte ani Chiar aproape șapte ani am făcut aceste expoziții de New Media Art În care prezentam instalații interactive Am făcut una și în parteneriat cu TVR-ul La Grădinile Molier O ediție absolut spectaculoasă acum doi ani Uh, și avem și un festival, festivalul Radar, în care adunăm foarte mulți uh, artiști din zona asta de artă digitală. Prin urmare, am coagulat foarte mult din această comunitate. Sunt uh, genul de instalații și de proiecții la care publicul răspunde foarte bine și ne-am dorit foarte mult acest spațiu permanent. Și cât a durat drumul ăsta al vostru până ați ajuns în luna august să inaugurați acest muzeu? Um, acest proiect este în plan de foarte mult timp, chiar din 2019, dar de-abia la finalul anului trecut am și găsit un spațiu pe măsură. Um, și, am, și aici a început povestea Mina, în această fostă fabrică de calculatoare, în acești 2500 de metri pătrați pe care i-am transformat într-un spațiu multifuncțional în care ne-am propus să ne jucăm cât mai mult, să descoperim tehnologii de ultimă generație, să testăm scenografii sau interacțiuni noi. Ce zice publicul? Cum a, când a aflat că... Când a început să vină așa... Din prima, zi, din prima zi. Din prima zi. Da, de pe 25 august am fost soldat. Și, din, uite, astea sunt imagini de la voi din muzeu, înțeleg că este, le este destinat și copiilor, nu? Da, ne adresăm foarte mult copiilor. Acestea sunt imagini din noul show, dar nu din spațiu. Așa. Cu ocazia lui inaugurăm un nou spațiu în cadrul Mina. Este încă un spațiu imersiv, care e diferit de cel pe care îl avem acum, pentru că o să avem și tavanul mapat. Um, și ne bucurăm că sărbătorim cei 80 de ani de la prima publicare a cărții în, într-o manieră specifică muzeului nostru, într-una digitală, pentru că producție este creată prin diverse tehnologii, cum ar fi și motion tracking sau filmări cu green screen care au permis, așa cum mai povesti și tu... Filmări cu green screen înseamnă filmări în fața unui perete verde. Da. Cum e chroma key, ca să le explicăm și celor de acasă despre ce e vorba. Și iartă-mă, voiam să revenim un pic. Povestiți-mi cum e cu povestea asta cu arta imersivă. Ce înseamnă un muzeu în care... Pentru că s-ar putea să fie persoane acasă care se întreabă, adică unde mergem acolo, ce vedem? Cred că și important e să spunem Termenul ăsta de imersiv exact. de artă imersivă înseamnă proiecții uh, 360, deci e proiecții de foarte mare dimensiuni, deci au șapte metri înălțime, și practic poți să te plimbi prin această sală și să vezi. Și deci, în, în poveste, da personaj. Iar uh, proiectele pe care noi le expunem acum, spectacolele pe care le expunem, sunt Gustav Klimt cu 60 de lucrări. Iar la dimensiunile acelea este, adică e impresionant să poți să te uiți la tablouri, uh, la cele mai mici detalii care sunt, sunt expuse atât de. Atât de mare și uh, lumea subacvatică, care este un spectacol dedicat și copiilor, și Gustav Klimt este, dar lumea subacvatică cu atât mai mult. Um, și mai avem și încă un proiect pe care l-am făcut cu Anna Night Gallery E vorba de ilustratorul Alex Nimurad um, căruia care am animat uh, lucrările, ilustrațiile, mai bine spus Hai să ne întoarcem la Micul Prinț și la povestea pe care voi ați ales-o De ce ați ales această poveste? Cum v-ați hotărât să faceți acest spectacol? Um, pentru mine, personal, pentru că este una dintre poveștile preferate pe care le citeam copilului când uh, era mic, uh, și altfel pentru că a fost cu adevărat o oportunitate pentru noi. Piesa este creată de o uh, echipă de artiști din Turcia, este prima pe care o prezentăm și care nu e produsă de noi. Uh, și am descoperit prin intermediul partenerului noștri de la 360 iar anul acesta era singurul în care mai puteam să expunem această piesă și am, chiar dacă e vorba de o singură lună, că este important de menționat că va fi uh, disponibilă publicului doar în luna decembrie. Am spus că merită să o arătăm publicului. Deci de pe 1 pe 31 decembrie poate fi vizitată această. Spuneți-mi ce presupune din punct de vedere tehnic, nu știu Toată această desfășurare de forțe sunt nu sunt niște simple proiecții pur și simplu pe sau cum se realizează toate lucrurile astea? Tehnic e Complicat? A, tehnic, sigur că da. De la mă rog, crearea efectivă al scenariului aplicat în această zonă de numediar și selecția actorilor și animația. De fapt, este un mix între teatru tradițional, artă digitală și animație de film. Adică, actorii se întâlnesc cu personaje de desene animat. Da. Înțeleg. Da. Iar noi, când am, pentru a o prezenta, am și tradus voiceover ca să fie în limba română, ca să fie accesibilă pe mai mulți și copiilor. Um, și efortul este și pentru a amenaja acest uh, spațiu în care să prezentăm uh, piesa așa cum a fost uh, gândită. Um, și avem și aici o sală echipată cu mai multe proiectoare, de 16.000 de lumi, um, și avem uh, scena și pereții din stânga și din dreapta mapați, alături de uh, tavan. Ce ați pregătit pentru decembrie? Ce proiecte mai aveți? Mai povestiți-ne un pic mai. Cum să spun, captați-ne, atenția și să le spunem și telespectatorilor noștri, ce așteaptă în acest muzeu să vină pentru că e o noutate? Este o noutate și care a prins extraordinar de bine. Adică noi, în aceste trei luni de la deschidere, am fost vizitați de 75.000 de oameni. Um, copiii sunt un public care, pe care noi îl îndrăgim și care au răspuns extraordinar de bine. Tocmai de aceea pentru că aveam uh, aceste experiențe anterioare cu copiii uh, cărora le-am prezentat proiecte de artă interactivă și care au răspuns foarte bine, am decis să facem în cadrul acestui muzeu și secțiunea Mina Kids. Sunt 1000 de metri pătrați cu 16 instalații interactive, cu o seră centrală cu uh, animăluțe pe care le pot controla. Avem și proiecte de educație financiară sau de educație alimentară în care învață cum să mănânce sănătos. Deci au un spațiu extraordinar de mare dedicat lor. Am fost vizitați de aproximativ 200 de școli și este extraordinar pentru noi să vedem faptul că ne scriu profesorii în continuu să vină cu copii și nu doar din București, și din foarte multe alte orașe. Și așa cum spunea Sorina, și acest răspuns foarte bun din partea copiilor este ce ne-a făcut să extindem spațiu dedicat dedicat lor. Aici, asta este secțiunea Mina Kids. spațiul imersiv pe care l-am menționat mai devreme găzduiește cele trei spectacole, Gustav Klim, Lumea Subacvatică și Inner Constellation. Și sunt permanente, iartă-mă, aceste și sau sunt, se vor schimba la se un moment dat? vor schimba în următoarele, la final de ianuarie. sau cel puțin asta avem un plan. Dacă vedem că în continuare și Cred că așa va e fi. Public, e atunci public. le mai O să mai păstrați. integrăm și spectacole noi și le vom păstra și pe cele, pe cele vechi. Și în completare, pe, tot pe 1 decembrie o să lansăm în spațiul imersiv alături de alte trei spectacole și un show dedicat lui Moș Crăciun uh, și o să arătăm uh, um, practic uh, cum se plimbă în jurul globului și observă diferite fapte bune cum sunt realizate de copii și apoi înapoi vă merge înapoi în atelierul său să vedem cum și ia cadourile și le dăruiește celor mici. Asta va fi în luna decembrie, dar cum alegeți temele? Cum, cum funcționează lucrurile pentru a ști ce faceți în continuare? Să zicem că, uite, publicul vine, vede toate expozițiile care sunt acum în derulare, după care trebuie să schimbați. Cum, ce faceți? Ce urmează să se întâmple în muzeu? Ne uităm a, foarte... Vă inspirați din muzeele din afară? Întotdeauna ce se întâmplă în muzeele imersive din afară este o sursă de inspirație și un research cu care suntem foarte puse la punct. Um, și Cred că tocmai de asta a fost și un mix între uh, Gustav Klimt, care este un artist pe care s au făcut uh, sau s au dedicat foarte multe spectacole de artă digitale și de asta am, ne am dorit uh, foarte mult și noi să facem propria interpretare cu artiști locali. Um, ne gândim să continuăm și cu un show dedicat lui Van Gogh, care este un alt uh, artist extraordinar de um, folosit să spunem, al căror opere sunt foarte folosite și um, ne gândim cumva să vedem și uh, din zona de artiști locali ce putem să facem. Dar dar um, trebuie să vezi exact ce și artiștilor ce le-ar plăcea și aici vorbesc despre artiștii români contemporani da. care bă, trebuie să prelucreze genul ăsta de material ce și-ar dori, dar și totodată ce prinde foarte mult la public. La, la public. Apropo de artiștii care lucrează efectiv la acest gen de expoziție, se numește sau cum se numește ea? Da. Spectacol. De eveniment. Bun. Cam când categorii de artiști sunt implicați în realizarea unui asemenea proiect? Depinde foarte mult de, de genul de proiect. Adică poate să fie cei care fac mai mult partea de 3D și de modelare Așa. și de animație. Poate să fie vorba despre cei care decupează ilustrațiile. Vedem din ce în ce mai mult și faptul că folosim și acest AI tool, în care folosim inteligența artificială ca să ajute și artiștii de acest lucru, în care poți să-ți mai creeze anumite părți din ilustrație. Și lucrați, iartă-mă, și o să revin la tine, lucrați doar cu români sau aveți colaborări și cu artieni, știu eu, din străinătate? Am momentan am lucrat cu studiouri locale și uh, micul Prinț este chiar prima, primul spectacol. Colaborare cu... da, pe care îl prezentăm al unor artiști din afară. Te rog. Iartă um, vreau doar să menționez legat de AI că ghidul muzeului este chiar un avatar de adică inteligență artificială, să spunem Da, așa. da, îl cheamă. Mina și ea este cea care întâmpină vizitatorii noștri și poate să răspundă la orice întrebare legată de muzeu sau despre lumea întreagă. Cine treacă. conduce pe acolo sau stă cu minte ea la intrare? Ea stă cu minte la intrare și... și și poate acolo. să răspundă la adică toate curiozitățile copiilor. Știu și ea, e pregătită să da. răspundă la toate întrebările. Da. Ea, alături de uh, Vivi, care este această veveriță profesor în educație financiară, care îi poate ghida să afle uh, diferența între nevoi și dorință, și o invită la un dialog în zona aceasta. Știți ce trebuie să faceți acum? Cu siguranță sunt persoane care n-au vizitat muzeul vostru. Uite, eu sunt una dintre ele. Cum ne spuneți, ce ne spuneți? Cum ne invitați la muzeu? Ce ne așteaptă? Cum ne atrageți în lumea asta specială, deosebită, nouă pentru România? E un, un gen de uh, muzeu care există în străinătate, dar în România e ceva nou. Este ceva nou și vreau să spun că reacția publicului a fost mai bună decât cele mai optimiste previziuni pe deci care le-am avut. Eram, eram sigure că o să fie un proiect care va fi foarte bine primit. Eu personal nu m-am așteptat să fie zi de zi atât de mulți oameni care să ne viziteze și să-și dorească să vină. Adică, mi se pare excepțional. Sigur că putem să povestim despre, nu știu, cât de frumos poate să fii și proiecții de șapte metri și faptul că ești imersat în acest, nu știu, în lumea și univers. poți să mergi din Dunăre, să călătorești, să vezi balena de la, nu știu, un metru distanță și supradimensionată, care și cum te-ai pe în adâncurile mării. Um, sper că și imaginile din spatele nostru să ne ajute ne să... Ne-au ajutat, sigur, cu siguranță. Uite, că vedem și vizitatori care sunt filmați în timp ce aici la voi, chiar la voi în muzeu? Da. 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 Aș, Aș spune că e ca și cum ei scufunda pe copii într-un acvariu supradimensionat în singur. care ei sunt liber să se tăvălească după toți pești balenele posibile și pleacă și uscați acasă. Da, așa, așa. E și multă culoare... Da, este extraordinar de multă. E un, un spațiu foarte, foarte frumos. Și care, cred că, a și schimbat scenografia evenimentelor din România. Pentru că sunt și evenimente pe care noi le găzduim. Mai este și un spațiu expozițional unde găzduim 10 secunde mai tot felul de arte. Și atunci se spune ea despre Eu proiectul să spun de suflet. Lume. Băi, toate sunt așa, dar mai am și invitația de Revelion. Pentru că și pentru Revelion pregătim un conținut special pentru această noapte și o să fie un revelion interstelar cu niște călătorii imersive în jurul globului dar și în spațiu. Pe site-ul vostru sunt toate, site informațiile, sunt toate despre informațiile despre toate este aceste un de dupări... Mulțumim foarte mult și venim noi. la muzeu să vedem ce se întâmplă acolo și vă mai așteptăm în jurnal să mai povestim. Mulțumim, de Mulțumim. Da? foarte frumos! Mulțumim! La Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia, în Galeria Foișor, s-a deschis o nouă expoziție a artistei Maria Constantinescu, amprente de lumină, pictură pe sticlă, într-un stil unic, inconfundabil, care combină cu succes arta tradițională cu cea modernă. Maria Constantinescu, membra Uniunii Artiștilor Plastici din România, a inventat un stil unic, inconfundabil. A plecat de la tradiție și a ajuns la modernitate, la simbol. A expus în galerii și muzee importante din țară și din străinătate și are lucrări în colecții de stat și particulare în lume și o compoziție zodiacală la Casa Regală a Spaniei. Artista Maria Constantinescu stăpânește arta picturii pe sticlă într-un mod cu totul aparte, iar ceea ce îi evidențiază lucrările este faptul că pune în lumină arta tradițională într-o manieră personală inconfundabilă. Artista s-a născut la Stoienești Arge și într-o casă mare cu pereți groși de un metru, iar tăpșeanul ferestrelor era locul preferat pentru joacă. Ferestrele erau împărțite în multe pătrate, iar când ferestrele se abureau, desena pe ele îngeri care, în viziunea Mariei Constantinescu, semănau cu țăranii în cămeși albe de in și bumbac, cu sute cu fir de mătase, așa cum se îmbrăcau la zi de sărbătoare. S-a constatat științific că noi suntem lumină și nu întâmplător pantocratorul pe care l-am reprezentat în centrul semnelor zodiacale are în mână sfera de lumină unde ne ducem noi, pentru că lăsăm acest corp și plecăm acolo și mai ne gândim și iar venim. Doresc ca prin lucrările mele, să realizez, așa cum a spus Holy Roman Patapievici, o instalație de dezvrăjire a lumii. Așa a spus el, dar eu zic că de trezirea lumii. Pentru că se spune, luptăm pentru pace, milităm pentru pace. Sunt foarte multe cuvinte care se materializează cu bătutul, nu are sens să spun aici, dar cred că dacă fiecare om ar milita pentru pace și ar Gândim măcar o singură clipă înainte de culcare că trebuie să realizăm pace, dragoste și armonie, așa va fi, pentru că unde e gândul suntem și noi și gândul se materializează. În viziunea artistei, țărâncele și țăranii apăreau sub forma de sfinte și sfinți cu aureole de lumină. Maria Constantinescu a aflat mai târziu că sticla este o materie vie, care după un timp devine mai densă jos și mai rarefiată sus, iar apoi dacă o întorci se schimbă, la fel ca o clepsidră. Artista este fascinată de sticlă, deoarece poate picta bidimensional și să realizeze în final o a treia dimensiune, lăsând spații transparente unde desenează sau pune pe hârtie ca să se ducă cu gândul la ceva mișcare, curgere, liniște, neliniște, la un spațiu magic îmbogățit cu o foiță de aur și argint. Nu întâmplător, ramele sunt ca niște casete, iar lucrările sunt compoziții spațiale ca lumină. Expoziția poate fi vizitată la Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia până pe 31 decembrie. În vremuri în care patriotismul a început să fie greu de definit, suntem invitați de ziua la un concert de cântece patriotice. Acum peste 30 de ani se încheia o epocă în care patriotismul a fost subiect de propagandă. Au urmat 30 de ani în care am vrut să credem că îi vom înțelege cu adevărat sensul, respect și iubire față de țară. Iar azi preferăm să nu vorbim despre acest subiect pentru că nu prea știm ce să spunem. Și totuși, Ozana Barabancea și Orchestra Lumini Sonore ne invită pe 1 decembrie la Sala Luceafărul la spectacolul La mulți ani România mea. Care e povestea acestui spectacol vom afla chiar de la Ozana Barabancia care acum se află alături de noi. mă bucur foarte tare să te revăd și îți mulțumesc foarte mult că ai venit. E, și eu îți mulțumesc, că mă bucur că deschidem acest subiect atât de frumos și totuși atât de delicat. Eu cred că patriotismul este o conștientizare a importanței fiecăruia dintre noi de a fi român. Deci conștientizarea acestui sentiment de apartenență la solul natal care pământul strămoșesc uh, ideea de concert de muzică românească dedicată zilei de 1 decembrie este și că o am de peste un an jumate de când am început să culeg uh, Într-un buchet, Așa. tot felul de piese cu tematică uh, patriotică, istorică, uh, vizând uh, difer, diversi uh, oameni politici ai României, de la Ștefan cel Mare, la Mircea cel Bătrân, uh, Daci, acum am un lucru, o piesă despre uh, Crăișorul Munților, Avramiancu. Încă nu este gata. Unele compoziții sunt ale mele, altele sunt compuse de uh, diversi compozitori. Am o, o mână de compozitori cu care lucrez. Da, dar, a fost greu să adun toată muzica uh, asta și să formezi cumva să ad uh, repertoriul? Da, pentru că această muzică a fost scrisă la comanda mea, la sugestia mea. E, prea, e urât spus comanda mea, că nu sunt vreo hitleristă. Da, da, mă, dar uh, tinește, da. am, am uh, decis asupra temelor asupra versurilor, chiar și asupra orchestrației, am găsit oameni foarte talentați cu care am început să lucrez pe orchestrație, pe producție. Toate sunt scrise uh, simfonic pentru că o să cântăm cu o orchestra simfonică lumini sonore. Uh, vom avea uh, și corala Operei, colegii mei din corul Operei au acceptat această provocare. Au fost foarte încântați când au răsfoit mapa cu partituri, au zis: "Wow, ce asta?" Tu vei dirija orchestra. Da, voi dirija, dar mai avem un dirijor, maestrul Andrei Racu, pentru că așa am decis. Vrei să spun adevărul? Mm. Fimea mi-a spus clar, ea fiind pianistă în anul întâi la conservator, mi-a zis vreau și eu alt dirijor în afară de tine, vreau să exper experimentez alt dirijor. Și am Andrei Racu, l-am rugat frumos să dirijeze domnia sa și a acceptat. imnul cu îl voi dirija eu, evident, Așa. pentru că mă voi întoarce cu fața la sală și voi dirija publicul, evident, toată lumea trebuie să cânte, trebuie să cânte, uh, să cânte da. imnul și vom încheia cu uh, Hora unirii. dar între aceste două, să spunem, coperți muzicale, uh, toate celelalte piese sunt uh, noi, proaspete. Dar cine mai cântă? Cine sunteți voi cei care veți fi pe scenă? Soprana Elina din Căvelica. Așa. Avem un invitat foarte drag, mie, Sorin Coliban, prim solistul operei din Viena. Noi suntem prieteni din copilărie, de când aveam 13 ani și el îmi făcea cercei din baza deodorantelor. Așa. Era foarte inventiv, era un foarte bun muzician, ca dovadă. Acum cântă la uh, opera din Viena, și ne regăsim după zeci de ani. M-a sunat și mi-a spus: uh, Aș vrea să cânt cu tine. Și zic, wow, ce bucurie, ce onoare. Și uite că da, s-au legat da. lucrurile, și acum vă veți întâlni pe scenă la București. O să cânte C și Jessica Baneș, o să cânte Gloria Barabancea, fica mea, cu momentul muzical de Chirculescu apropo de televiziunea română, că a fost uh, genericul uh, emisiunii Teleenciclopedia. Da, uh, da, da, uh, da, 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 da. Și o să fiu uh, și eu cu fiul meu, vom cânta în duet, noi doi, uh, o piesă scrisă pentru mama mea, în amintirea mamei mele. Uh, o să fie un, uh, un concert, uh, spun eu, de suflet. Eu cred că o să se oprească timpul loc. Toată lumea are voie doar să plângă. Nu are voie nimeni să râdă, pentru că este o, sunt momente solemne, o, momente foarte serioase. Uh, Silviu Biriș o să prezinte. Uh, noi îl iubim foarte mult pe Silviu Biriş mai ales că este și actor și teolog. Uh, înțelege ce înseamnă patriotism, a pregătit și el momente poetice uh, și, uh, da, de abia aștept acest concert. Tu ești și profesoară și aș vrea să-mi spui dacă, din punctul tău de vedere, patriotismul despre care vorbim aici se poate învăța? Da, este obligatoriu. Trebuie insuflat, nu trebuie. Uh, trebuie insuflat cu dragoste, cu răbdare și cu înțelepciune. Mama, tatăl, bunicii, înaintea noastră a profesorilor, au o datorie de a prezenta, în primul rând, a educa odrasla lor să-și iubească părinții. Pornind de la iubirea de părinte, de bunică, de străbunic, de țară, de moși, de strămoși, extrapolând, ajungem la iubirea de țară. Cum e România ta? Îți spui la mulți ani România? România mea este cea mai frumoasă țară, iar eu din pandemie am decis să, să nu mai plec din România. Poți să să-ți crezi așa ceva? Nu că nu mi-aș permite. Doar, eventual, în anumite pelerinaje aș pleca din țară, dar am fost și în Japonia, am fost și în Israel, am fost și în Anglia. Nu mulțumesc. Îmi place mult România și vreau să o descoper pentru că simt că sunt locuri pe care încă trebuie să le cunosc. Oamenii sunt calzi, oamenii sunt primitori, oamenii sunt ospitalieri, oamenii au această uh, înțelepciune. Pe care o întâlnim mai ales la sate, da? Și îi țin la tradiție. Contează foarte mult. Anul trecut mi-am luat o trai în spinare și am plecat singură prin țară și m-am numerit de rusali să merg într-un statuc, undeva în bistrița. Duminică, la slujbă, la liturghie, Toată lumea era îmbrăcată în costum popular. Nimeni nu era îmbrăcat civil, cu tricou sau cu vreo. Toată lumea în cămeșă. Și erau cămeșe de peste 100 de ani. Foarte vechi și foarte valoroase foarte vechi. și foarte frumoase. știu ce frumoase. înseamnă să, să respecte tradiția. Cum ar trebui, nu știu, să le spunem celor care se uită acum la noi, cum cum e patriotismul? Spuneai un pic la început, dar dezvoltă ideea asta de patriotism. Și cum crezi că ea prezentă în momentul ăsta în România? Uh, nu vreau să judec lipsa patriotismului. Nu. Dar vreau să spun ce simt eu atunci când cânt o piesă patriotică. Perfect. Sentimentul ăla înălțător, sentimentul ăla de apartenență, de siguranță. Domnule, eu sunt româncă. Eu sunt româncă și sunt foarte mândră de treaba asta. Pentru că am întâlnit situații în viața mea într-o țară străină, unde am locuit, mă rog, mulți ani. am fost un pic călcată pe cap, am fost un pic umilită pentru că sunt româncă și am fost acuzată că vreau să rămân în țara respectivă și am spus, nu, eu nu vreau la voi, eu vreau la mine în țară, pentru că la mine în țară oamenii sunt buni, sunt frumoși, uh, am toată natura pe care o doresc. La mine în țară vreau să mă întorc. Uh, nimeni nu s-a așteptat să fiu atât de vehementă. Și atât să de... și face asta. Uh, și să fac asta, da. Și să înțeleagă clar că am fost într-o vizită și atât tot la mine în țară mă simt fericită, tot la mine în țară mă întorc. Ce mai face Ozana Barabancia după ce se termină acest spectacol, care sunt convins că va fi un mare succes? Unul, pentru că are toate ingredientele are. spre a fi un spectacol de succes, și pentru că vorbești cu el despre el cu atâta pasiune și cu atâta suflet încât e clar că ai fost atentă la fiecare amănunt detaliu. în parte, pentru fiecare că te cunosc. Detaliu, da, ce absolut. faci după aia? Ce proiecte mai ai? Gândește așa lucruri deosebite, Am. pentru că faci lucruri deosebite. Um, cu acest proiect voi pleca în țară cu un sextet. Nu mai este orchestra lumii sonore, este sextetul lumii sonore. Am concerte în Filarmonica din Botoșani, în decembrie, apoi la Filarmonica din Bacău, apoi la Filarmonica din Târgu Mureș, la Filarmonica din Craiova. Am și un spectacol de teatru, unde joc cu Silviu Birici. Este o comedie Așa. pe care noi o jucăm de 5 ani de zile împreună. Și cu Magda Catone, și cu Pavel Bursan suntem mai mulți. Uh, și, slavă Domnului, am ce face. Plus că am și doctoratul, trebuie să-mi-l finalizez anul acesta. A deci programul e încărcat, programul turneul este... există, da, da, teatrul există, da. muzica există, compui. Dar apropo de compoziție, e, e greu să compui un cântec patriotic? Adică dacă mm. spune cineva, hai să compunem un cântec patriotic. Complicat decât... Să știi că țină de educația pe care o ai și de cât de mult poți tu să exprimi această bucurie și această iubire pentru România. Prima piesă patriotică, dacă vrei, a fost compusă pe versurile mele, de când am început eu de mersul, da? ca da, să înțelegi, da, acum un da. an, și muzica. Um, Adrian Beldiman din Chișinău se cheamă Dor de Eminescu. Eu am trei piese dedicate lui Eminescu. Toate cele trei piese se termină cu Trăiască nația sus cu dânsa. Toate piesele sunt produse de mine, inclusiv videoclipurile. Am ales un actor, același actor pe care l-am îmbrăcat, l-am machiat să fie efectiv Eminescu și mi-a ieșit foarte bine toată, tot acest demers. Apoi a trebuit să compun. A trebuit, nu există, a trebuit. Am vrut, am avut o inspirație. Să compun o tematică foarte frumoasă despre pacea în lume și despre cât de frumos este să te întorci acasă, alături de familie. Piesa se cheamă Suavă Catifea, începe cu descrierea unei flori de colț, pe care eu am considerat-o că poate fi comparată cu o Suavă Catifea. Are această sintagmă: viața e frumoasă împreună, acasă. Să fie pace în lume și înțelepciune. Dacă citești textul fără muzică, ai senzația că este așa, un stereotip. Dar îmbrăcat în muzică și în ritm și acele instrumente folclorice sau etno folosite... Sentimentul uh, devine mult da, mai profun. Da, da și uh, se pare că piesa a avut un real succes. De-abia aștept să o cântăm cu orchestra, de să fie totul live. Pentru că este o provocare și pentru instrumentiști. Da, voi cântați? Cântați? Da, un material discografic? Te-ai gândit să pui toate piesele astea pe un disc? Uh, pe un... Probabil că va, se va întâmpla și treaba asta. Uh, nu fac nimic comercial, dar piesele au ieșit atât de frumos, uh, mesajele sunt atât de profunde și atât de frumoase, încât uh, sunt convinsă că uh, toată lumea va, uh, le va fredona. Și va vrea să le asculte. Mai avem 30 de secunde. Camera e acolo, iată ta. Peste câteva zile, 1 decembrie, ce le spui românilor? Dragii mei, vă aștept pe 1 decembrie, la ora 19, la Sala Luceafărul, pentru un concert extraordinar în care vom îmbrățișa România. Pentru că România are nevoie de iubirea noastră mult că ai venit. Te felicit pentru tot ceea ce faci. Îți doresc succes la concert și la următoarele proiecte. Aici suntem și vorbim despre -aștept. ele. Mulțumesc foarte mult. Încă o dată. Contemporary Art este titlul expoziției de grup de la Galeria Căminul Artei din București. 18 artiști expozanți, membri ai filialei Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici, propun o tematică generoasă și prezintă lucrări realizate cu tehnici diferite, de la artă contemporană, street art sau fotografie-montaj, până la abordări tradiționale din domeniul picturii, sculpturii sau textilelor. Filia la Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România cu o nouă expoziție organizată în acest an pe simezele primitoare ale Căminului Art. Expoziția Contemporary Art Expoziție colectivă Abordările artistice din această expoziție reflectă viziuni actuale ale artei contemporane, precum street art, fotografie-montaj sau land art, dar și o parte cu idei tradiționale dar nu mai puțin interesante în domeniul picturii, sculpturii sau texturii. Arta contemporană este considerată succesoarea artei moderne și, uneori, reprezintă un amalgam de reacții și curente care inventează sau refolosesc moștenirea bogată a artei. Se pictează pop, impresionist, expresionist, se realizează lucruri de artă abstractă, performance sau orice alt tip întâlnit. Fiecare dintre acești artiști aduce în dezbatere cel puțin o identitate sau chiar mai multe conjugate împreună. O colecție de maturitate din partea tuturor membrilor prezenți, care, de la ultima expoziție organizată la București, au dobândit o experiență colectivă de grup față de cea personală pe care majoritatea dintre artiști o aveau deja, prin organizarea de numeroase expoziții la galeriile proprii. Teritoriul gorgean devine o alma mater întrucât tradiția, folclorul, trecutul, înainta și geografia locului reprezintă hrana spirituală a acestor artiști, reuniți acum într-o nouă și emoționantă expoziție colectivă, declara dr. Cristian Damian. Expoziția Contemporary Art din cadrul Galeriei Căminul Artei din București, strada Bizerica Enei, numărul 16, poate fi vizitată până în data de 8 decembrie 2023. Pe zice ce trece, devine tot mai puternic și mai îndrăzneț. Cei de la So Art se înscriu cu succes pe această linie, iar acum îl avem invitat în studio pe actorul Ștefan Opreanu, tocmai pentru a afla ce mai e nou în acest domeniu. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ai venit! Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă uitam astăzi pe internet când am aflat că vii și am văzut că ai mai fost invitat la Jurnalul Cultural Aprilie și ai vorbit despre începuturile acestui teatru. Spunem cum s-au. Nu știu, cum au evoluat lucrurile de atunci și până acum? Cum s-au schimbat ele? Cum v-ați dezvoltat? Ce s-a întâmplat? Am încercat să căutăm fel de fel de variante. Ce ați și găsit? Da. E adevărat că în domeniul teatrului independent nu este foarte ușor pentru câțiva colegi care, dacă mă urmărești, știu despre ce este vorba. Așa. Dar dacă există dorință, dacă există, cum să spun, niște materiale pe care le putem prelua și considerăm că putem să, să le dăm viață, să zic așa, sau dacă putem să le punem în scenă, atunci, da, se pot realiza multe. Dar trebuie răbdare, trebuie perseverență și se pot face niște lucruri chiar foarte frumoase. Hai să vorbim puțin despre trupa. Sigur că da. Ia să vedem. Câte persoane sunt? Nu uh, pot să spun neapărat că să o o trupă, e mai degrabă Așa, un proiect. Bun. Uh, M-am uitat uh, un pic pe site-ul asta, te întreb, și da, am văzut da. acolo niște fotografii <laughs> cu nume. și Explică-ne cum stau lucrurile. Uh, sunt uh, câțiva colegi de-ai mei uh, foarte talentați. Uh, cu unii mai joc în alte piese, dar cu unii joc doar într-un singur spectacol. Dar uh, nu se știe la un moment dat dacă... Uh, reușim să mergem înainte, să facem și alte spectacole împreună. Noi am început cu Un bărbat și mai multe femei, care e un spectacol, după părerea mea, textul este foarte bine scris. L-am început cu Gabriela Alexandru, o actriță pe care am cunoscut-o în alte proiecte, nu cu S.A.W.A.R.D., ci pur și simplu în alte trupe și din vorbă în vorbă, pentru că ne înțelegem foarte bine și pentru că am și simțit că Eram foarte buni, sau ne simțeam foarte bine pe scenă, unul alături de celălalt. Am spus să încercăm să facem și altceva. Și a venit de asta cu un bărbat și mai multe femei. Ulterior, Gabriela Alexandru a născut, și în același timp am obținut acordul ei, să zic așa, să merg mai departe în acest proiect cu o altă actriță. Și a fost greu de ales. Sincer nu, pentru că Gabriela Alexandru mi-a recomandat o altă colegă Așa. Ioana Vlădescu o cheamă, apropo Și am reluat proiectul Și acum pe 29 noiembrie o să avem prima reprezentație Un bărbat și mai multe femei cu Ioana Vlădescu Sunt, deși se cheamă spectacolul Un bărbat și mai multe femei Sunt două actrițe, Gabriela Alexandru și Ioana Vlădescu Și sigur, Gabriela Alexandru se întoarcă în proiect când o să... Poată, bineînțeles. Să vorbim puțin despre. Spui că textul e foarte bun să vorbim puțin, așa fără să povestim da. ce se întâmplă și subiectul. Cam care e ideea, ca să știe telespectatorii noștri la ce se referă această piesă, cum, ce o să vadă? Se referă la un cuplu. De acolo pleacă, deci de acolo pleacă totul. De acolo pleacă totul, da. Un cuplu. Prăfuit. Un cuplu în care ea nu mai are chef de nimic, iar el este un bărbat care se plânge de orice. Deci a intervenit plictiseala. Exact. Blazare, bon. nu mai există niciun fel de atracție, este o corvoadă să locuiască unul cu celălalt. Așa. Și totul pleacă, conflictul se naște, ca să zic așa, de la uh, faptul că el trebuie să se ducă la un spital de psihiatrie și să obțină o adeverință că e sănătos la cap. Așa. <laughs> Și bineînțeles, el se plânge că e căldură, că, cum am spus, bărbat plângăcios, că e căldură, trebuie să ia troleibuz, autobuzul, tramvaiul. Nu zic mai multe ca să nu dau spoilere. Așa, perfect. Și când ajunge acolo, bineînțeles, este o funcționară care îl tratează așa, fără niciun fel de interes, după care vine un medic. E, cu medicul sunt niște tensiuni, niște scântei. Care îl dau efectiv peste cap, Tot, de acolo el ajunge să pornească într-o călătorie de autocunoaștere, ajunge să vadă viața altfel și ajunge efectiv să cunoască modul prin care poate să mulțumească femeile. Așa. Că el fugea înainte de femei și ajunge ulterior să. Să vadă că, totuși. Exact, sunt... da. Bun. Asta e. Asta e prima piesă. Da. Deci, 29 29 noiembrie. 29 noiembrie, adică peste două zile. Exact, da. la, la Teatrul Infinit de la ora 18. Bun. Doar un bărbat și mai multe femei. Doar la ora un bărbat 18. și mai multe femei. Dar da. voi aveți în teatru care se numește da. Dragoste la kilogram. Exact. Povestește-ne un pic da. despre ea. Este uh, un spectacol după piesa Fat Pic de Neila Butt. Noi am tradus uh, textul Dragoste la kilogram. Pentru că ne-am gândit... Asta a fost traucerea de la început? Sau a fost modificată, parcă? A fost modificată. A fost, a fost modificată. modificată. Pentru că înainte aveam un titlu care, mă rog, după multe discuții am ajuns la concluzia... Că nu e potrivit. Că nu e potrivit și că nu prea este atrăgător și să-i dăm, să dăm un titlu mai atrăgător sau un titlu care să bine dispună cumva. Așa. Și... Am zis dragoste la kilogram că e vorba despre... Un minut o... mai avem la dispoziție. Ne încadrăm. Hai. Că e vorba despre o persoană supraponderală de care un tânăr corporatist se îndrăgostește și din păcate el nu poate să-și asume relația respectivă cu acea femeie supraponderală pentru că colegii de la birou râd de el. Lumea din jur e... Exact. E vorba despre dragoste și despre prejudecăți în, în acest spectacol. În acest când spectacol. se joacă? Tot pe 29 noiembrie. Așa. Tot la Teatrul Infinit de la ora 20. A, deci, aveți tu joci în ambele spectacole? Da. Bun. Deci să ai fie progr ca un maraton pentru ai program intens în da, pe 29, da. miercuri, tot acolo, la Teatrul La Teatrul Infinit da. de la 18 și de la 20. Exact, da. Bun. În 30 de secunde povestește-mi un pic despre publicul Teatrului Independent. Cum aveți public? Lumea vă aveți solicitări de spectacole reușit să mergeți înainte, da? Da. Spuneai de perseverență, spuneai de răbdare, spuneai de dorință, dar e complicat sau ușor ușor încep să se așeze. Depinde, au fost perioade când lucrurile păreau că se aranjează, dar și perioade când a trebuit să depunem mai mult efort. Cât despre publicul nostru, public de toate vârstele am văzut, adică noi ne folosim că suntem actori independenți, ne folosim de Facebook și de Instagram, de platformele astea. Peste tot, da. da, da, da. Și, e și astea sunt mai mult sigur. frecventate de tineri sau mă rog, persoane până în 50 de ani, să zic, așa. cam așa ceva. Deși am avut la un moment dat un spectacol în care majoritatea au fost vârstnici. OK. Nu, adică pe, pe noi ne-a surprins că în principiu pe social media persoane tinere ne Perfect. Ne caută. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Din păcate, timpul s-a terminat. Trebuie să ne luăm rămas bun de la telespectatorii noștri. Te mai așteptăm în jurnal și cu alte, cu alte proiecte ale voastre. Mare mulțumesc plăcere. foarte mult. Și eu mulțumesc. După teatru, vorbim despre un film care începe în câteva minute aici la TVR Cultural. Deocamdată, însă, el se numește Trădătorul. Deocamdată, însă, vă spunem doar atât. Rămâneți la ora 10. Este un film cu Pier Francesco Favino, un thriller regizat de Marco Bellocchio. Are o mulțime de nominalizări și o mulțime de premii, dar nu vă spun mai mult, pentru că vă invit aici pe TVR cultural la ora 22 să-l vedeți. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți. Mâine vă dau întâlnire la un nou jurnal de la ora 9 seara. Până atunci, rămâneți cu programele noastre. La revedere!